De ce în școlile auto din Moldova nu se explică regula fermoarului? Un răspuns banal ar fi deoarece noi nu suntem în Germania, unde conducătorii respectă nu doar regulile de circulație, dar și regulile de bun simț. Cei care veți conduce un vehicul într-o țară civilizată, să știți că pentru a nu crea ambuteiaje pe sectoarele de drum unde circulația este aproape blocată, conducătorii care circulă pe o bandă care se termină sau pe care circulația este întreruptă, se pot intercala pe banda alăturată înainte de punctul în care se îngustează banda. Iar conducătorii care circulă pe banda liberă trebuie să cedeze trecerea conducătorului care se intercalează.